Unde este adrenalina, sunt și jandarmii constanțeni. Efectivele Inspectoratului Județean de Jandarmi se află weekendul acesta în misiunea de asigurare a ordinii și liniștii publice la cele trei meciuri ce vor avea loc la malul mării. Perioada 19-22 martie 2015, peste 35 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța vor asigura măsuri de ordine publică la o serie de evenimente sportive. Calendarul evenimentelor sportive ia startul cu meciul de handbal între HCM Constanța și Știința Municipal de Dămambacău în cadrul Ligii Naționale. Partida are loc la Sala Sporturilor din Constanța, unde sunt așteptați 10 de suporteri ai celor două echipe masculine. Vineri va fi aglomerație și pe stadionul central din Mangalia, unde are loc meciul de fotbal dintre echipa ACS Calatis 2012 Mangalia și ACS Leordani. Weekendul sportiv se încheie duminică tot la Sala Sporturilor, unde HCM Constanța întâlnește echipa din Danemarca Holstebro în cadrul EHF Cup. Pentru a evita incidentele neplăcute, jandarmii constanțenii sfătuiesc pe suporteri să se limiteze la manifestări fără violență. Recomandăm spectatorilor să își încurajeze în mod decent echipele favorite, să dea dovadă de fair play și să respecte prevederile legii 4 din 2008 privind prevenirea și combaterea faptelor antisociale în timpul manifestărilor sportive. Manifestările antisociale se sancționează în funcție de gravitate cu amendă contravenționară care pleacă de la 80 de lei și poate ajunge și la 1500 de lei, dar și cu dosar penal.